Bună, eu sunt Cristina, iar astăzi filmăm favoritele verii. Așa cum deja vara pleacă, am zis că e momentul oportun să filmez acest video. Am încercat azi să fiu un pic de Barbie, nu știu cât mi-a ieșit, dar am folosit până și rimelul roz, așa că sunt Barbie cu acte în regulă. Și astăzi o să vorbim despre produsele preferate în materie de machiaje, da? Sunt produse cosmetice. Nu pot să zic că sunt cele mai favorite, pentru că nu sunt, așa cum am o colecție, dita mai colecție de machiaj, din păcate, sau din fericire, depinde pentru cine, pentru bugetul meu, din păcate, pentru sufletelul meu și inima mea e din fericire, dar având foarte multe produse, de multe ori, foarte multe produse stau pe aceeași treaptă, dar cumva, pentru faptul că mi-oferă sau îmi ușurează, mai bine zis, machiajul, gen când vreau să mă machiez repede și să ies repede din casă, evident că o să aleg unele produse, da? Când o să am mai mult timp ca să-mi aplic toți pașii și să fac tot ce-mi dă trece mie prin cap în materie de machiaj, atunci o să aleg poate alte produse sau produse care să aibă o acoperire mai mare sau mai mică, care rezistă în timp mai mult sau... Sunt foarte multe criterii, de asta o să zic produsele cele mai folosite. Produsele cele mai folosite. De mine, vara asta. Atât. Cred că au avut sens ce am zis, da? Pornesc camera și nu-s eu. Baza. Baza pentru față. Este unul dintre cele mai importante chestii. Dar rutina de îngrijire, evident că face și ea parte din cel mai important lucru înainte ca să te aplici machiajul, ca să ai un machiaj care să reziste și să arate bine. Skincare-ul trebuie să fie unul... din nota 10. Și trebuie să fie zilnic, ca pielea ta să arate bine. Dar, pe lângă asta, ai nevoie și de o bază dacă ai tenul cu pori, așa cum îl am eu, gras, și vrei ca totul să arate mult mai smooth, da? Să cumva să blureze porii și să nu fie atât de vizibil. Atunci, benefit... Nu l-am înlocuit încă, deși am încercat un primer care făcea cam același lucru. Cel de la Smashbox. Apropo, e super fantastic și cred că la preț e un pic mai mic, sau cel puțin eu când l-am cumpărat era la 50% reducere. Benefit nu prea are 50% reducere, dar Smashbox a plecat din Marea Britanie, pe piața din Marea Britanie, cu un an acuși face. În septembrie anul trecut au decis să plece, nu știu de ce. Și de asta rămân la Benefit, cel mai ușor de găsit. Din păcate, la reducere îl găsesc la 30%, cred că. Da, oricum, Benefit a fost cu mine vara asta și ai nevoie de foarte mult, foarte mult, foarte puțin produs. Ca să, bine, eu îl dau mai mult pe zona T, acolo unde am și cei mai mulți pori. Încă un primer, primerul fără de care eu nu pot să am un machiaj. Sau cel puțin nu pot să am un machiaj cu farturi de ochi, pentru că am pleoapa super grasă. Deci eu cred că la jumătate de oră pot să strâng uleiul de pe pleoapă. Și fetele care nu au această problemă, evident că pot să folosească concealer. Eu nu pot să fac același lucru pentru că concealerul nu funcționează absolut deloc. Și ca să îmi reziste cât de cât fardurile, cât de cât îmi reziste 10 ore, 12, poate după asta încep să se îngrămădească, să se adune... dar totuși, pleoapa trebuie să fie foarte curată și nu folosesc deasupra cremă de ochi, o folosesc doar aici, în colț, un pic. Și după asta folosesc acest primer. Știu că el se găsește și în... Eu am varianta originală. Știu că el se găsește și în alte culori. Nu fac acest lucru. Eu tot timpul merg pe această variantă, dar am o obiecție doar. Acest burețel este... Uneori este mult prea abraziv sau uscat. De asta eu apăs și iau cu degetul și mi-aplic pe pleoapă. Eu pot să nu folosesc acest aplicator, pentru că de multe ori mă irită, mă zgârie și nu-mi face plăcere acest lucru. Acum, în materie de... hai să începem așa, ziua. Dacă e să ies ziua undeva, să am nevoie de un machiaj foarte lejer, primul fond de ten, cred că și o să se vadă, că e folosit vara asta din plin, este Luminous Silk, Giorgio Armani, și a meu e nuanța 2. Este unul perfect, dar dacă îl aplic doar într-un strat, atunci îmi arată... Deci se așează pe față foarte finuț. Îmi arată pistruii,
îmi uniformizează culoarea tenului, dar nu astupă absolut orice. Știu că fetele vin și cu a doua oară să-l aplice, eu nu fac chestia asta, eu atunci când vreau ca tenul meu să arate luminos, să uniformizeze nuanța tenului și să arate cât de cât bine și nu mă deranjează că mi se văd pistrui, atunci sunt perfect ok cu luminos silk. Se așează foarte natural. Deci, se vede că ai fond de ten, dar nu atât de mult ca altele, da? Nu-ți face efect mască sau nu o să-mi facă tenul foarte mat, da? Deși eu urmez, îmi aplic o pudră de obicei, pentru că eu fără pudră iarăși nu pot să ies din casă, dar acest fond de ten e fantastic pentru ca tenul să arate super luminos, sănătos și în același timp să-și facă o treabă bună a uniformiza. Zi de zi e perfect acest fond de ten, sincer, chiar recomand. Dacă e să vorbim despre un fond de ten care să-l folosesc seara, atunci am două. Le combin. Folosesc Indol de la Tent Indol de la Lancome și l-am într-o nuanță foarte deschisă, 008. Eu credeam că o să fie nuanța mea, dar l-am luat cu nuanță greșită. Evident, este prea deschis și aici vin cu Dose of Color și nuanța Light 110, care e foarte întunecat. După cum vedeți, 110 e... Iar acestea două, amândouă sunt cu un finish mat, amândouă sunt faine și împreună fac o treabă fantastică. Dose of Colors acoperă super mult. Lancome, la fel. Dar în combinație se primește un fond de ten mult mai elastic decât dacă le-aș folosi separat. Iar asta mi se pare super fain. Așa că, dacă vreți să le combinați, astea două sunt super bune. Cel mai folosit concealer, da? A fost de la Too Faced, Born This Way, multitasking. Nu, multi-use. Eu îl folosesc așa. În zilele în care n-am chef de machiaj, trebuie să-mi acopăr doar cearcănele și poate un coș, două și să uniformizez careva părți ale feței care sunt roșii, e perfect. La mânanța Swan. Este fantastic pentru fetele care au 18 ani, 20 de ani, care nu prea au ce acoperi, da? Sau care au tenul perfect și doar au careva mici imperfecțiuni sau zone, gen zona de sub ochii mai întunecată sau mai roșie sau ceva. Și au nevoie doar să vină, îl recomand din tot sufletul pentru că e fantastic. Poate fi folosit și ca fond de ten, poate fi folosit și ca concealer. E bun, foarte bun. Dar eu trebuie să îluminez zona de sub ochi, așa cum mi-arată dezastruos și pot să vin cu un concealer mult mai deschis deasupra și anume Narcissistul de la NARS și îl am în nuanța Light 1. Deși este pe sfârșite, unicul dezavantaj este capacurile astea care sunt mate și nu-l pot spăla chiar dacă aș vrea, dar deja se termină. Și ce-mi place mie la NARS este că e unul din puținele branduri care fondul de ten are 24 de luni de la deschidere, garanție, termen de expirare, da? Și cam toate produsele lor au un termen de 24, cele lichide, solide, gen paletele, fardurile sau pudrele, pot să aibă și 36 de luni. Și mi se pare super fain, pentru că totuși e marketing, noi toți știm că nu expiră bine. Anticearcă nu poate și expiră în 6 luni pentru că îl aplicăm direct pe piele. Dar fondul de ten nu intră în, nu știu, poate doar acesta dacă îl folosești pe ăsta de la Too Faced. Evident că intră acest aplicator la tine pe piele să aplică, da? Și ai putea. Dar dacă îl aplici pe o paletă și după asta pe față, eu nu cred că 6 luni de ajuns ca un fond de ten să expire, serios. În fine, să zicem că am aplicat concealerul. Trecem la pudră. Deși am multe pudre și toate sunt diferite, vara asta m-am îndrăgostit de asta de la Givenchy, Prisme Libre și nuanța 2, Satin Blanc. De ce e perfectă pentru vară? E super finuță, nu știu pe cameră cât o să vedeți, dar are un străluci, are un sclipici finuț, finuț, finuț. Și eu la început nu l-am înțeles. Nu știu dacă o să pot să vă arăt, dar este foarte fină, asta da, și are un străluci
subleu și micuț și finuț, care nu-l vezi cu ochiul liber așa dacă te uiți, dar dacă o să te concentrezi, o să vezi acolo un străluce așa frumos. Și mi se pare foarte faină, nu încarcă, rezistă în timp și mie mi-a plăcut super mult. Eu nu știam că e atât de fină, e una dintre cele mai fine pudre pentru față. Nu încarcă, dar face totul să arate superbisim. Eu azi m-am machiat cu produsele care le-am prezentat, ca să fiu așa, hai, cu ce mă machiez, alea rămân pe masă. Și Prisme Livrei, fantastică, nu știu, una dintre cele mai faine și bune pudre pe care chiar le recomand. Și descoperirea mea vara asta a fost blush-ul. Blush-ul l-am luat în luna mai și azi l-am. Deci se aplică cel mai ușor și cel mai perfect, pentru că e pudrat. Dar e pudrat la fel ca și pudra. Este foarte, foarte fin și se aplică în piele ca și cum ai avea un blush natural. Eu nu știu cum să vă arăt cât e de finuț el. E pudră. Și se aplică atât de fain, da, atât de fain, încât poți să scoți foarte ușor. Adică nu e... Am mai folosit vara asta și blush-ul de la Dior, nuanța 001, pink, care e originalul. Dar vara asta au mai fost câteva blush-uri lansate, le-am și pe alea. Dar cu blush-urile de la Dior, că nu-l pot deschide. Și, Doamne, iartă-mă. Blush-urile de la Dior au o mică problemuță. Poți foarte ușor să îți încarci prea mult pomeții cu ele. E foarte greu să le blenduiești. În cazul în care nu ai scuturat pensula sau ai luat mult prea mult, este foarte intens și foarte greu de curățat după aia dacă ai pus prea mult. În schimb, Libre și culoarea e perfectă dacă vrei să arăți mult mai îmbujurată, da? Revii cu a doilea strat, culoarea o să se intensifice, dar nu o să încarce și nu o să arate ca un blush pus aiurea. Nu știu pe cât e vizibil pe cameră, dar el intră în pudră și fond de ten arată perfect. Ăsta e cel mai bun blush și cel mai ușor de folosit. Așa că eu l-am în nuanța 1 și vreau să-mi iau și nuanța 2, dacă când îl prind la reducere, cred că de Black Friday. Dar, dacă îți vorbim despre blush-uri lichide, atunci eu, deși vara asta au tot apărut, nu știu, vedeți, cred că începe să fie, da, deja e trecut 12 luni. NARS, nuanța Orgasm, este... Arată un pic murdar, dar ador că are pompiță, vedeți, curge. Și da, e foarte murdar el ca blush, pentru că este foarte lichid, dar la fel este un blush cu o culoare fantastică, dar cu care tu nu o să încarci prea mult tenul, da? E ușor de aplicat, ușor de blenduit, se blenduiește super fain, retușează super fain, e perfect. Pentru zilele de vară, mai ales fetele care aveți tenul uscat, Doamne, vă invidiez la maxim, pentru că puteți să aplicați un fond de ten cu finish lucios și să aplicați un blush, ăsta e, nuanța e fantastică și voi puteți să ieșiți din casă. Eu nu, eu după ce aplic produsele lichide, oricum trebuie să vin cu un solid să-l usuc, că de altfel curge tot de pe față. Și aici mai am câteva produse. Vara asta, produsele faimoase lichide, da? Charlotte Tilbury. Am folosit bronzerul, nuanța 1. Nu, fair medium. Da, este cea mai deschisă nuanță. Unica ce urăsc la acest produs este aplicatorul. La fel. Ăsta e cel mai frumos bronzer sculptus. De fapt, ce e? Nu scrie. Contouring, da? Contour lichid, Charlotte Tilbury. Se aplică foarte ușor, se corectează foarte ușor în cazul în care l-ai aplicat nașpa. Unul dintre cele mai faine highlightere lichide este Pillow Talk. Revin la el de câte ori am ocazie și vara asta mi-am luat Pillow Talk Pink Pop. Este un blush piersiciu. Roz. De fapt, el nu e atât de piersiciu, cât e mai mult coral. Foarte fain. Doar că urăsc aplicatoarele. Le urăsc. Uitați-vă în ce hal arată după
4 luni ăsta. Arată de parcă l-am folosit 30 de ani și nu l-am curățat. În schimb, calitatea produselor sunt faine, prețul e un pic mare, dar eu zic că își merită toți banii. Eu una o să le recumpăr în momentul în care o să le termin. Încă un highlighter care l-am folosit azi și se vede, cred că, de la o poștă. Era faimosul highlighter de la Selena Gomez, cred că e Selena Gomez? Da, cred că. Rare Beauty, așa cred că se numește. Și are 2.8 grame. Sincer, mie mi se pare super fain acest highlighter, pentru că e super pigmentat. Iar vara e perfect, pentru că te face să lucești din cosmos, cred că. Te vede cineva, dacă te caută vreun extraterestru, te găsește după sclipire. Sclipire, strălucire. Super fain, superbisim. Nu m-am așteptat să-mi placă atât de mult. Nu aveam așteptări atât de mari, pentru că am tot văzut unele produse și lumea ziceau că doar pentru că este cântăreață și faimoasă, toți o să le cumpere și cine știe ce calitate au. Dar highlighter-ul îl recomand și la sigur poate încerc și alte nuanțe. Erau acolo, mai erau câteva nuanțe, dar nu le-am găsit în stoc. Bronzer. Bronzerul meu preferat este Omega Bronzer, nuanța 104, fantastic. E o tonă de produs. Ăsta mi se pare unul dintre cele mai faine bronzere. Unul are o paletă foarte mare, are foarte mult produs și oglindă, vedeți? Dar este unul dintre cele mai fragile ambalaje și se strică super repede, așa că prin călătorii nu prea le iau cu mine, pentru că e foarte ușor să cadă jos, să strice, dar fantasticul este nuanța care o să fie faină pentru toți, doar cred că doar pentru o fată super îndunecată nu o să fie fain, dar iarăși se aplică, este pigmentat, dar se aplică foarte ușor, nu trebuie mare școală de machiaj, funcționează super fain. Și mai am aici un highlighter, Dior, clasic, 001 universal, puteți vedea că e folosit în urma vara asta, dar și tot anul, cred că asta o să ajungă în favoritele 2023. L-am folosit azi și la ochi. E multitasking și ăsta. L-am folosit și ca farduri, și ca iluminator, și ca ce vreți voi. Superbisim această paletă și cred că, deși celelalte sunt frumoase și ele, asta universal, cred că place cam la 90% din fetele care au. Avea să o scap jos. Deși eu nu am înțeles niciodată, cred că pentru fetele mai întunecate, eu n-am înțeles culoarea asta. Nu pot să o folosesc, poate ca fard doar, dar în rest nu prea o folosesc. Ce produs meu mai rămas? Am așa, pentru ochi. Eu ador mascara albastră. Toată viața am adorat și îmi plac ochii albaștri. Dar așa cum nu am ochii albaștri, măcar am mascara albastră. Și deși am mai încercat anul ăsta, vara asta, foarte multe mascare. Asta de la Benefit Bad Gal e uf. Chiar dacă nu am gene foarte lungi, chiar dacă nu am gene foarte dese, cu această mascara rămân perfecte și îmi place și varianta neagră. Unicul minus la această mascara este că în momentul în care o cumpărați, dacă este foarte lichidă, nu o să vă placă, o să vă murdăriți, o să ziceți că e nașpa, mai deschideți-l vreo săptămână și lăsați-l să usuce un pic. Gen, deschide-l, uite la el și închide-l iar. Pentru că după ce se usucă un pic, e genial. Și am avut și albastru de la Huda Beauty, acum am varianta neagră, deși albastru eram între astea două, Huda și Benefit, am văzut că și Dior au scos varianta albastră și mai sunt careva branduri, dar așa cum am găsit cele mai fine, am mai încercat mascara albastră, dar am revenit la ăsta pentru că e fantastic și cred că nu-l las de gravă. Acum, despre mascara neagră, îmi place asta de la Huda Beauty, are două pensule, una e din silicon și alta e mai
Ambele, de fapt, sunt din silicon, dar ambele arată diferit. Iarăși, culoarea neagră intensă, volum îmi oferă, lungime mi-o face, doar că astea, ăsta de la Huda mi-l încarcă un pic, îmi încarcă un pic genele. Legit numește Legit Lashes, nuanța, volum mascara și ăsta e... Da, ăsta, partea asta ți-l lungește și partea de asta o pune volum. Eu, dacă sincer, abia acum am citit, pentru că de obicei aplic cu unul și după asta trec la a doilea și tot așa. Nu m-am uitat foarte mult la ce și cum face. E că așa, îl folosesc toată vara, în curând o să trebuia să-l arunc și nu. Este un albastru superbisim. Ăsta-i fetele cu ochi căprui. De fapt, nu știu cum ar sta pe o fată cu ochi albaștri. Nu am văzut pe nicio fată cu ochi albaștri sau verzi. În schimb, fetele cu ochi căprui sau negri, întunecați, da? Așa ca ai noștri. Arată genial. Pe ochi căprui. Ador. Dar că termenul de valabilitate e 6 luni doar. Ca la toate mascarele, de fapt. Numai asta nu mă încântă. Dacă e să vorbim despre sprâncene. Eu am în două. De mulți ani folosesc și inclusiv vara asta cel mai ușor și cel mai fain, da, produs de sprâncene este de la NYX Tinted Brow Mascara. Deci este o mascara pentru sprâncene și da, ăsta are culoare, îți oferă culoare, ți le încarcă, doar că poți să te murdărești foarte ușor cu el. În schimb, nu le ține pieptănate așa cum vrei tu toată ziua. De asta eu vin la 24 ore setting, brow setting de la Benefit. Produsul ăsta nu are culoare, este invizibil și are așa o perie interesantă, dar ți le pune acolo în loc și stau toată ziua așa cum le-ai pieptănat de dimineață. Așa că astea două rămân favorite și m-am murdărit. Iar dacă vrei și nu prea știi cum să-ți faci sprâncenele cu creionul sau nu-ți ies, mascara asta pentru sprâncene de la NYX e foarte ușor de aplicat și o să facă treabă foarte bună, îmi cer scuze. M-am murdărit. Iar dacă este să vorbim despre buze, vara asta am purtat glosuri. Și anume Fenty Beauty, nu știu ce număr e că mi-au căzut abțibildul, dar uitați-vă în ce hal a ajuns capacul. Eu nu știam că sunt atât de cheap. Da, l-am cărat în geantă după mine, peste tot, dar totuși mi se pare super oribil că s-o... Iar aici am de la NARS, nuanța Orgasm. Este acest gen de balsam care oferă un roz foarte frumos buzelor, un luciu. Iar eu vara, nu știu ce, vara optez doar pentru glosuri. Și mai am aici și un gloss de la Dior care măresc buzele. Deși la început eram gen ustură. După o vreme mă obișnuiesc, dar îmi place foarte mult cum strălucește. Oferă un luciu din ăla. Eu am impresia că mă dau cu luciurile astea de buze, mă duc înapoi în copilărie atunci când foloseam doar glossuri, că nu aveai voie să folosești nimic cu culoare. Și cumva glossurile astea cu străluci erau cele mai faine de atunci, da? În materie de eyeliner, vara asta am purtat foarte mult eyelinerul cafeniu. Asta este eyelinerul de la Mina. E super intens, ușor de aplicat, frumos, ține în timp, rezistă și este numărul 575 Mina. A fost o descoperire într-un beauty box, l-am primit în nuanța asta și mai am unul cumpărat de mine pentru că ăsta trebuie să expire și am unul în loc. Dar super faine, nu m-am așteptat, nu știam de acest brand, eu nici măcar nu știam cum se citește, pentru că mi se părea că se citește Zina, dar el este Mina. Eu îl citeam invers. Super fain, cel negru e de la NYX, dar nu am unul lângă mine acum, nu știu, nu l-am rătăcit. Iar în materie de farturi pentru ochi, vara asta am tot purtat roz. Și cumva, vara asta nu m-am dus atât de mult în farduri colorate și în palete colorate. M-am machiat, dar cumva, ori nu a fost vară în Marea Britanie și cumva m-am oprit la tradiționale. Am tot folosit Pillow Talk de la Charlotte Tilbury, de mi-a ieșit pe ochi.
După cum îl vedeți, arată foarte uzat. Și vara asta am mai avut o favorită pentru machiajele astea clasice. Și anume nuanța 669 Soft Cashmere de la Dior, care mi se pare paleta superbisimă, mai ales acest cafeniu, e fantastic. Iar rozul, uitați-mă ce sclipice aici, nu știu pe cât se vede, dar e superb. Superb această paletă, încă m-am umplut iară de sclipici. Super faină, e perfectă pentru machiajele de seară, perfect pentru machiajele de zi. Ai aplicat 3 nuanțe, un pic de străluci și poți să ieși din casă. Iar dacă e să vorbim despre paletele un pic mai colorate, atunci am folosit Paris Edit de la Viziar. Iarăși, vedeți, culoarea roz cred că e cea mai afectată. Nu știu de ce. Și nu era euforia Barbie, nici măcar nu știam că vine, sau știam. Nu știu, dar cumva vara asta m-am cam tot jucat cu rozul. Și dacă e să vorbim și de o paletă mai mare, atunci cred că cel mai des m-am jucat cu Retro de la Natasha Denona. Natasha Denona este brandul meu, cred că, preferat de farduri. Dacă e să-mi aleg o paletă, la sigur, prima care îmi vine în minte pentru vacanțe sau oricare altă treabă o să fie Natasha Denona. Nu știu de ce, dar mi se par cele mai perfecte, până și cele de la Patmograd. Mi se pare un pic prea scumpe și cumva prea grele de folosit. Mie mi se pare Natasha, fardurile și formula Natasha Denona mult mai ușor de folosit pentru fetele care nu sunt make-up artiști profesionali și totuși vrem și noi să ne jucăm cu paletele, că noi tot, deși noi nu suntem make-up artiști profesionali, avem voie să ne jucăm și noi cu toate nuanțele. Și în cele din urmă, setting spray. Cel mai des l-am luat pe ăsta de la Charlotte Tilbury. În vacanță nu, în vacanță am optat pentru unul de la Pixi, pentru că nu puteam să iau dita mai sticla, dar foarte fain, aplicatorul e foarte fain, pulverizatorul, mai bine zis. Pentru că am terminat, acum ceva timp m-am jucat cu unul de la MAC, cred că vreo jumătate de an. MAC e perfectă formula. Dacă aplici setting spray-ul, rezistă în timp. Chiar și în timpul pandemiei am avut de la Urban Decay un setting spray și unul de la MAC. Și cel de la MAC uneori arăta mult mai bine decât cel de la Urban Decay cu mască, da? Dar cum? Au un defect, cred că, în fabrică sau așa îl fac, așa îl concep, că pulverizatorul lor îi totdeauna nașpa, proașcă cu strop mari. Iar ăsta e perfect, nu știu cât o să fie vizibil, dar e perfect. Pot să vin și așa. E perfect. Și miroase super fain. Și machiajul arată super bine până seara. De asta chiar e fain. Și da, party all night, stay all day. Chiar stă toată ziua. Cred că atât a fost. Cred că am vorbit... Nu, am uitat un produs. Mamă, cum am putut să uit el? Și dacă tot v-am zis că m-am jucat cu roz vara asta, cel mai fain, cele mai faine farduri lichide a fost ăsta de la Huda Beauty, care are o nuanță mată și mie mi se pare cea mai frumoasă. Am Slow Jumps, care este un străluci glitter frumos. Să vă-l arăt. Superbisim. Și foarte ușor de blenduit, foarte ușor. Iar în partea asta avem Request Line. Ăsta, rozul ăsta pal, mi se pare cel mai fantastic roz. Dar dă să-l aplic așa cumva și să... Acum și-l blenduiesc un pic. Deși toate aceste produse se aplică foarte... Fardurile lichide de obicei au tendința să se usuce foarte repede, foarte repede, da. Și se aplică, se blenduiesc după asta foarte nașpa. Ia uitați-vă cum se blenduiește acest roz. E fantastic. Și după ce îl aplici pe ăsta mat, vii cu ăsta. Uite ce rău mă orientez în mână. După asta vii cu ăsta, cu glicerul deasupra și poți să ieși din casă. Rezistă. L-am luat la reducere din pură întâmplare pentru că era unicul. Toate erau sold out. Și m-am îndrăgostit de acest roz. Eu nu știu, e foarte frumos, foarte frumos. Ușor zic, așa l-am aplicat.
ușor se întinde, ușor se aplică și rezistă, pentru că după asta parcă ai, efectiv, parcă ai lipici pe mână, știi? Parcă mi l-o încleia cineva aici unde l-am aplicat. Vedeți că te-ai dintinsă pielea. Nu o să mi se grămădească ușor. Superb! Dacă aveți nevoie de... Și nu e atât de scump, pentru că e 2 în 1. Eu mai am farduri lichide de la Charlotte Tilbury, care la fel sunt foarte bune. În afară de cele mate, cele glitterate sunt fantastice. Cele mate venite acum un an pe piață, nu, nu le recomand. Mai am și unul de la Chanel, care eu n-aș zice că el e mai bun ca Huda. Aș pune pe Huda înainte la Chanel. Am Giorgio Armani, care sunt foarte faine, dar prețul lor e exagerat de mare, așa că Huda, dacă le găsiți la promoție, și apropo, cred că acum ai ultimele zile sau ultima zi azi, chiar când filmez, de reduceri. Eu anul ăsta am scăpat de reducerile pentru că nu am mai avut nevoie de produse, dar, fetelor, Black Friday vine curând, în noiembrie. Vedeți cum a trecut vara, așa o să treacă și toamna. Și dacă aveți ocazia să le luați și dacă vreți farduri lichide, atunci perfect. Uite cum mi-am văzut, uite eu de cel mai fain produs la urmă. Pentru că chiar merită, eu nu știu. Uitați-vă ce frumuseți. Și uite, ele sunt uscate, dar tu încă dacă te duci, o să te duci, o să încerci să-l mai miști un pic de loc, o să-ți mai reușească. Tu un pic o să-l mai ștergi, dar uitați-vă ce fain e. Foarte fain. Bine că aici aveam și niște fard uscat de la Dior. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept în video următor. Pa, pa!